Diviștii partidului nostru Sergiu Tomșa și Stanislav Vlasov a fost plasați în arest pe un termen de 10 zile, în urma protestului de miercuri seara în fața Parlamentului. O decizie în acest sens a fost luată de judecătorie sectorului Buicani. Potrivit portalului RU1.md, cei doi au fost încătușați în rezultatul provocărilor lansate de polițiști. Magistrații au refuzat să ia în calcul faptul că niciunul dintre ei nu are antecedente. Sergiu Tomșa are sub tutelă doi minori. Deși articolul care li se incriminează prevede și sancțiuni sub formă de amendă, magistrații i trimis după gratii. Vicepreședintele partidului nostru, Nicolae Țipovici, a asistat la ședința de judecată în care victimele, în uniforme ale poliției, s-au contrazis în mărturii. Totodată, Țipovici a fost și martor ocular în momentul reținerii lui Tomșa. Sergei Tomșa era într-o parte, cordonul de poliție însă l-a împins în direcția șefului Inspectoratului Național de Patrulare, Liviu Baziuc. Din acest motiv, acesta s-a enervat și a cerut ca Tomșa să fie reținut, a declarat Țipovici. Recunoașterea în calitate de vinovat a lui Vlasov este absurdă. El a fost exclus din rândurile activiștilor de polițiști în civil, fapt care poate fi observat din imaginile video surprinse la fața locului. Cu toate acestea, în instanță niciunul dintre oamenii legii care l-au reținut pe activistul partidului nostru nu a fost prezent la ședință.